Fenomenul deepfake este o armă extrem de periculoasă în războiul dezinformărilor. În România, fenomenul a luat o amploare îngrijorătoare. Personalități din politică, afaceri, dar și din media au fost victimele acestui fenomen. România apare în topul țărilor în care fenomenul a avut cea mai mare creștere în 2023 față de anul 2022. Dezbatem acest subiect împreună cu doamna Mariana Bafană. Este specialist în comunicare și de asemenea um, profesor la Facultatea de Litere, specializarea jurnalist din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața! Așadar, doamna Bafană, vedem fenomenul acesta deepfake cât de mult a crescut în România comparativ cu alte țări, care sunt pericolele și ce se poate face astfel încât să evităm până la urmă astfel de creștere și să nu cădem în această capcană. Mai întâi trebuie să înțelegem ce înseamnă deepfake-ul și da, sunt efecte, cum ar fi fraudele bancare, însă pot apărea efecte și la nivel politic. Pentru că suntem în an electoral, iar influențele se doresc a fi puternice. Am observat cu toții în ultimele luni, persoane publice au fost sinta unor astfel de dezinformări, de la președinți de stat, premieri, oameni politici, la jurnaliști cu notorietate și alte persoane publice. Se produc și se distribuie conținuturi false create cu ajutorul inteligenței artificiale, fără să se semnaleze acest fapt. Iar, desigur, responsabilitatea scade într-un mediu digital slab reglementat. Știm că există o lege a deepfake-ului, că întârzie în Parlament, probabil se așteaptă regulamentul inteligenței artificiale la care au lucrat instituțiile europene. Mai știm că proiectul de lege din România prevede că sancțiunile se vor aplica atât producătorilor de conținut dacă nu afișează. Că este vorba despre inteligența artificială sau despre ipostaze imaginare cu pedepse mari, de la șase luni la doi ani de închisoare, cât și amenzi pentru distribuitori. Însă, mulți utilizatori nu pot discerne între un conținut fals și unul adevărat, pentru că nu au fost instruiți în acest sens. Și atunci, ce ar trebui să facem, doamna Bafană, ca să fim instruiți, să putem să discernem între o informație? Fake, până la urmă, într-o informație falsă, un defect din acesta și o informație reală, adevărată? Învățăm din școală, ar trebui ca disciplina educația media, care în prezent este o disciplină opțională, să fie obligatorie și să fie predată de absolvenți de științele comunicării nu de profesori de limbă română sau de istorie. Trebuie să învățăm pe copii ce înseamnă să verifici o informație, ce înseamnă să te documentezi, ce sunt sursele materiale umane, cum să încrucișăm aceste surse. Observ că, de exemplu, la anul întâi vin absolvenți de liceu care nu știu aceste lucruri. Sigur, soluții ar fi multe, inclusiv cooperarea la nivelul instituțiilor de stat, între guvern, mediul academic, firme de tehnologie care să financeze cercetări pentru a detecta falsul. Bineînțeles, în colaborare cu Microsoft, cu Facebook, cu Amazon, Uneori cred e foarte greu că... să detectăm, până la urmă, falsul, pentru că sunt imagini video, am văzut, cu premierul Marcel Ciolacu, cu ministrul energiei Sebastian Burduja, cu, nume, cu, cu notorietate, până la urmă, în spațiul public românesc, care recită anumite texte care nu au nicio legătură cu realitatea. De exemplu, suntem sfătuiți să investim în nu știu ce companii, să cumpărăm acțiuni la nu știu ce firme. Adevărat. Astea sunt fraudele bancare și eu cred că, totuși, doar unindu-ne în echipe de cercetare, experți, presă, platforme de fact-checking, putem acționa pentru combaterea fenomenului. De pildă, aș propune o platformă de verificare publică, cu experți care să verifice conținuturile cu falsuri demontate și, bineînțeles, popularizată de media, pentru ca publicul să știe unde să se uite.